În târgul comunal de la Cerneți se vând de două ori pe săptămână, joi și sâmbătă, diverse, de la animale la produse nealimentare. În lipsa spațiilor în care să își expună marfa, producătorii, în majoritatea autohtoni, își aranjau produsele chiar și pe marginea drumului. Dacă până acum nu s-a pus problema unor condiții conforme cu normele europene, situația s-ar putea schimba. Pe portalurile de licitații publice a fost postat anunțul de demarare a procedurilor de reabilitare a pieței. Astfel, valoarea lucrărilor care urmează să se facă pe suprafață de 20.000 de metri pătrați de la Cerneți este estimată la peste 3.150.000 de lei. Se vor amplasa hale acoperite, spații pentru laboratoare, padocuri și vitrine pentru expunerea produselor alimentare. Nu în ultimul rând, la finalul lucrărilor, târgul va avea și aducțiune cu apă și sistem de canalizare. În județul Mehedinți, târguri sunt în Baia de Aramă, Balta, Broșteni, Jiana, Pătulele, Șimian, Strehaia și Vânjumare.